Transbordarea din mașinile personale în autobuzele companiei de transport public se face în cele trei parcări amenajate în apropierea lacului Ciric. Există o variantă să facem transbordarea în cele trei parcări de la zona Ciric, după ce mergeți spre Aruneanu dreapta, da. Ciric, și cu un număr de 3-4 autobuze, depinde de perioada din zi în care numărul de curse poate fi mai mare sau mai mic, vom putea gestiona, spunem eu, transbordarea pasagerilor. Decizia de a nu mai permite accesul mașinilor în parcarea aeroportului a fost luată deoarece urmează să înceapă lucrările de reamenajare și modernizare ale parcării. Acum se lucrează la parcare. Da. Faptul că se lucrează la parcări, nu va mai fi posibilitatea de stocare a vehiculelor în zona aceea și nimeni nu are garanția că dacă va veni cineva cu mașina acolo, nu va lăsa undeva sau va bloca trama stradală, astfel încât, până la urmă, creăm tot un ambuteiaj. Și atunci prima variantă de lucru a fost cu să fie strada liberă și autobuzele să poată să circule cu viteză, astfel încât să creeze o defluiere cât mai rapidă din zona aeroportului. Numărul de curse care vor pleca din parcarea de la Ciric către aeroport va fi stabilit în funcție de numărul de avioane care vor ateriza sau decola de pe aeroport. Pe tot parcursul zilei, conform programului curselor, dar acum, fiind o situație deosebită, vă dați seama că nici la 10 minute va pleca un autobuz din parcare, ori dintr-un sens, ori din celălalt. Cristian Stoica spune că în fiecare zi vor fi cel puțin 20 de curse. În aceste zile, reprezentanții companiei de transport public, cei ai primăriei și ai Consiliului Județean, vor stabili modalitatea în care se vor deconta cursele și asta deoarece se dorește ca transportul până la aeroport să fie gratuit.